În câteva momente urmează să vizionăm și rodul muncei uneia dintre cele mai muncitoare artiste din showbizul nostru, pentru că de ceva timp este atât de productivă. Videoclip după videoclip, turneu după turneu, concerte după concerte. Și mai are când să se mai gândească și la vecine. Lenuța Gheorghiță, vecina mea dragă, cu ea atunci când te așezi la sfat. Poți să sfătuiești, să tot sfătuiești. Salut, salut, mulțumesc de bine, te-am regăsit în acest an 2020. Cifră tare, îmi place 20, 20. Sper să fii productivă și îți mulțumesc pentru invitații și sper să-ți vină pe plac videoclipul. Așa, hai să luăm loc pe canapea și până ajungem noi la videoclip, să vorbim noi despre una, despre alta, pentru că anul care a trecut a fost un an foarte frumos pentru foarte, tine. Chiar dar productiv. Și cu jubileuri frumoase și, per general, am zis că să dea bunul Dumnezeu să fie și acest an minunat. Știi că eu anul trecut am sărbătorit 10 ani de la nuntă, 10 ani a sărbătorit Magda, 5 ani a sărbătorit David. Ei, și eu am schimbat prefixul. Și un prefix foarte frumos. Zicem. Este vârsta exactă când, și potrivită, când deja poți, știi și de câte ori vrei și cum și unde. Și știi cum să obții ceea ce vrei, pentru că femeile deja... știu ce trebuie să există, facă. Există o vârstă anumită în când ai atâtea frici și parcă ți-e frică, of, mai gine tac, nu pot să zic, nu știu, când că nu am ajuns acolo unde trebuie. Iar eu acum nu că am ajuns unde trebuie, dar am ajuns la o vârstă în care, dacă nu ți-am cerut un sfat sau vreun gând anumit, țineți-l acolo la tine, știi? Că la noi, între colegi, se mai există probabilitatea să te mai povestească vreuna. Și... Dar dacă nu te povestește, nu și ești așa de povestită, că am ajuns și eu vestită. Vestită, că nu stai pe acasă, femeie. Mulțumesc. Ești prin avioane și prin aeroporturi. Unde ai întâlnit? Da, 2019 am avut foarte multe, știi că am fost în Canada, Anglia, Irlanda, Italia, iar pentru final de 2019 și petrecerea de 2020 eu am fost invitată într-un local mega superb de niște moldoveni stabiliți cu traiul tocmai în Franța și acolo am cântat pentru ai noștri. Paris! La Paris! Ia uitați-vă, mă, unde e vârful la Tour Eiffel? L-ai mâncat! Da, solins printre nouri, știi? Deci am avut parte de oameni buni. În general am zis că în drumul vieții mă pot bucura de foarte multă lume bună cu care mă mândresc și am avut parte Și codobelci, am gustat, dar nu mai mănânc. Dar nu ți-a plăcut, da? Ia povestește în două cuvinte și, ce senzație îți dau melcii? Vai, mai bine tac că... Că ai să o zici! Dar nu, să știi că eu am avut posibilitatea și am fost și în China, știi că am fost și în Coreea. Mm-hmm. Bunătăți din astea culinare, mai bine mănânc și știu exact. Mai o bine jumoară, mă ofert o jumoară. Jumoară, știu de unde vine. Exact, nu... Și, dar le-am gustat, să nu zici că n-am gustat. Am gustat chiar în seara de Revelion. Bine, mersi, mai mult nu. Ai făcut așa? I-ai scos sau i-ai înghițit? Nu, l-am luat așa o leacă, l-am luat în gură ca să vă... Și după aia am zis, gata! Până aici șmielcu. după care... Cum ai început? Dar să știi că am revenit în țară și tot imediat, din data de 3, am luat-o cu brio pentru că am avut sărbători. Am cântat, adică, hai să spunem, la ceremonii din astea private. Și m-am prins la faza că de mult timp n-am mai fost în vacanță, dar nici nu le reușesc pentru că o să-ți dau un detaliu. În premiera absolută, din data de 20 februarie, o să am parte de un turneu național, adică ce vine vorba despre orașele astea din toată Republica Moldova, în care niște concerte de binefacere, hai să zicem, și cântă Lenuța Gheorghiță, Gheorghițopa și nemuritorii ce care vin de România. Mamă, frumos! Da, și va fi 20 ceva de spectacole și cu Doamne ajută să vină toată lumea. Așa, pentru că mai des cei din Moldova vă văd la TV, iar mai des vă văd cei de peste hotare în concerte, dar în concerte acasă rar se întâmplă. Vai, dar nu știu de ce, pentru că există probabilitatea, na, concerte sunt multe, dar nu toată lumea ajunge în ele. Că fii tu nu ești pe placul regizorului sau fii că nu te-ai încadrat în piesa cu tare. Iar eu, știi ce fac?
Mă invitați, mă bucur extrem de mult. Dacă nu, fac un videoclip, las, mergem înainte cu Doamne ajută într-un ceas bun. Eu am mai filmat un videoclip, dar deja pentru primăvară îl țin, pentru perioada de mărțișor. Da, ia, e de asta așa, ea își face norma, sezon, 1, a 2, a 3, draga mea. Am avut și datorii față de publicul drag, pentru că era o perioadă când am avut copii mici, pentru că nu încăpeam în ecran, pentru că am avut. Acum vreau, îmi doresc și atâta timp cât dorești, înseamnă că trăiești și trebuie neapărat să lăsăm ceva bun pe acest pământ. Am văzut o poză de-a ta. Cea mai frumoasă poză de-a Lenuței Gheorghiță. Ia, haideți să o vedem. Hai să vedem poza. După care vedem ce zice frumoasa noastră. Ia că tău. E un tablou pictat, nu știu, nu sunt sigură de cine, dar l-am primit în dar, da. Dar fii atent ce zmuliță am acolo, n-ai văzut, da? Stai, și cu microfonul nu, în mână. Nu, microfonul văd. Măi, dar și te-a făcut spțăric? Da, ghinic nu uita să-mi pună țăță. Da, asta da. Asta e, dacă le ai, cum să nu ți le pună? Da, dar știi că toată poți să le ai și nu le porți cu tine. Hai, le uiți acasă. E un dar frumos, apropo, de la o fată mega superbă, îi spune Victoria. Și l-am primit în dar, așa, pentru mine a fost o surpriză. A venit înainte de Revelion și a zis, Ileana, felicitări. Un la mulți ani. Da, un la mulți ani și mă bucur. Știi că e frumos. Am zis că să-i fac neapărat o caricatură de ziua omului meu și el. Dar și numai tu să fii frumos în casă. În ramă de asta, dar nu de alta. Draga mea, videoclipul pe care l-ai filmat în ultima zi cu soare din toamnă. Exact. Dar tu ești informată, dragă. Și-ți pare. Tu știi să cânti, eu știu să mă informez. Fac Google. Da, să știi că era perioada când parcă bătea și vântul. Era soare de-a cu dinți. Era, o să murit afară și de dimineață mă sună băiatul cu care filmez ultimii câțiva ani, Viomarc, și zice, Ileana, azi e soare, hai! Și eu repede sunt colegile mele, două prietene de-a mele, pe una o cunoaște lumea de pe acasă, este Marina Filipovici, este interpretă de muzică populară. Cu trei flăcăi! Da, s-au trăit trei nururi, auzi? Doamne! Să aibă și niște smulgă de coadă. Și după aia am filmat într-o voie bună, atât am râs și atât am, știi cum, prin niște satisfacții din ceea ce muncești. Și sper să vină pe plac tuturor. În general, piesa, știi că, nu știu dacă ai ascultat-o, dar păi vecinele mele... Ai cântat-o pe la noi la emisiune. Da. Videoclip nu l-ai văzut, dar da. În general, nou la femei tot timpul, nou ne place să povestim de cineva și mai puțin să fim povestite. Și în general nu am cântat amac de vecinile mele de bloc, dar per general, vecinele care te cunosc și... Măi, nu știu, avem noi tendința asta, noi tot timpul trebuie să zicem. Și sunt neapărat două vecine care știu exact când ai făcut, cu cine ai făcut și de câte ori ai făcut, știi? Și le-am cântat. Ei, da, sunt informate și ele. Nici agenție de presă nu-ți trebuie dacă ai vecine bune. Eu am vreo câteva din astea bune. Dacă vreau ceva să ajungă în vizorul publicului, zic... La una... S-a răspândit vestea foarte, foarte rapid. Dragilor, haideți în aceste momente să vedem și producția din anul trecut a Lenuței Gheorghiță, Vecinele, după care o să facem noi aici o mică recenzie pentru voi cei de acasă. Cine și de când l-am cunoscut, zău cât li-i făcut. Dacă ține ziua de mare, se ascumpe la recoare și începa de scânta lumea-n mahala. O femeie trebuie să-și țină bărbatul mai strâns de mână. Bă, eu îți vorbit în sat, mai, dacă mă țin doar de cântat, mai.
îmi iau o haină nouă, le pun pe foc pe amândouă și încep să mă măsoare ca pe o fată mare. Și cum trecătiva sâle îmbrăcate-s ca și mine și se laudă tățatul cu nasul mai sus ca gardul. Cum ne-ai dat la mea vecină, mai mult plouă în grădină, soarele mai des răsare, măi, și iarna ninge mai tare. Celaltă-i mai nemuroasă, dar și-are tot pe lângă casă. Alegi vecinii și oricât ai încercat n-ai să-i poți schimba. Dar eu când ca să mă audă poate ori crăpa de șudă, că noi trebuie și picarare să mă vorbească mai tare. Știu că și eu îs femeie, dar și-mi mai pun la gură cheie. Mai greșesc din când în când, măi, ăi, și mai scap câte-un cuvânt, măi. Cât am stat aici pe canotea, de aici am cântat, de aici am mai discutat, am mai bârfit. Ce fac vecinile? Bârfiesc. Ai văzut că este o premieră pentru mine cu părul despletit, că de obicei așa îl strâng la coc. Am observat, am observat. Dar, deci, acolo nu ți-a fost frică să experimentezi cu podoaba capilară? Nu, am zis că... N-ai stilist? N-am zis, eu sunt... Așa. Auzi, cum o fac eu cu mâna mea, nu ne faci niciun stilist. Ai făcut shopping în Paris? Nu. Recunosc pentru că era... Eu am, nu, mi-aș fi dorit măcar ceva, dar era perioada de Revelion și apoi tu știi că noi artiștii mergem, nu știu cum alții, poate prind mai multe zile, dar eu un picior acolo și un picior aici, pentru că acasă am oameni care mă așteaptă și era necesar să vin cât mai rapid. Și am perioada când am stat eu acolo două zile, era, magazinele erau închis, oamenii sărbătoreau și trebuie să aștept pe lânța Gheorghiț Mare, au venit să-și facă cumpărături. Și apoi eu fac cumpărături și aici recunosc. Și da, ți-i și-ți trebuie. Da, nici și-mi trebuie. Eu nu-i luat-o Catrin s-o iei și că gata, e îmbrăcată Ileana. Da. Dar nu ți-e doar să mai ieși în rochii de seară? Ba da, să știi că mai ies. Că mai, acum pregătesc un... eu sunt invitată la un spectacol în cadrul unei decernări de trofeu și o să cânt în acesta nu muzică populară, ci o să cânt muzică ușoară. Aleluia! O vom vedea pe Ileanuța. Și atunci mă îmbrac și eu la civil, cum zic eu. Da, exact. Dar să știi că mie îmi place. Mă place, dar am ajuns la o vârstă când deja, decât să-mi iau pantofi de Dita, mai nu știu ce marcă, mai bine îmi iau două Catrinți frumoase, pentru că eu am piese minunate, pentru că eu la orice piesă încerc să vin în vizorul publicului, că la oameni să le placă, știi? Zice mămuca mea așa, măi Ileana, tu trebuie să fii așa frumoasă ca o artistă. Încă din frajda copilăriei, pentru că ea zicea că o femeie trebuie să aibă grijă de ea, de tenul ei, de țoalele ei, și să neapărat să nu știi să-ți cumperi om. Tu te dragă femeie și îți cumpără tu personal cu mânuța ta, că tu știi exact cum îți trebuie. Și cel mai important, îl protejezi pe omul tău. El n-a ști cât costă exact. El după aia nu doarme 3 zile, recunosc. Și grăiește cum am să încă 3 săptămâni. Că ea ca femeia mea o cheltuie toți banii. Eu sunt sigură că voi nu ați cheltuit timpul în zadar. Astăzi ați stat aici cu noi și ați primit energie pozitivă din partea artiștilor și mai ales ultima artista noastră. Da, mulțumesc de suflet. Cu asta, dacă te pui la sfat, urât nu ți este deloc. Poți să te duci până pe Marte cu tine. Mulțumim tare mult. Spor la muncă. Un an super, super productiv și cu fiecare realizare te așteptăm aici pe canapea. Cu Doamne ajută, mulțumesc încă o dată și celor de acasă care ne urmăresc și la mulți ani pentru acest an 2020, cât mai multe vizualizări. Îți mulțumim, draga noastră, pentru veselie și pentru energie pe care ne-ai adus-o astăzi. Vă mulțumim și vouă celor de acasă pentru că ați fost alături de noi.